veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Mergând pe firul cărții Faptele Apostolilor, iată că am ajuns în capitolul 17, în Tesalonic, orașul de astăzi Salonic din Grecia, oraș în care Apostolul Pavel și cei care lucrau împreună cu el au înființat prin voia Domnului și călăuzirea Sfântului Duh o biserică, biserică care ulterior i-au trimis două epistole. Ne vom uita împreună și în capitolul 17 și de asemenea în cele două epistole, prima și a doua către Tesaloniceni. Pentru început vreau să privim la cei care au fost părinții acestei biserici și chiar în general părinții bisericilor din Faptele Apostolilor. Este o denumire biblică, amintiți-vă ce spune Apostolul Pavel, că chiar dacă ați avea 10.000 de învățători în Hristos, totuși n-aveți mai mulți părinți, pentru că eu v-am născut în Hristos Iisus prin Evanghelie. Asta scrie al Corintenilor 1 Corinteni 4:15. Spune el, întorcând o pagină în urmă, în versetul 10 din capitolul 3, după harul Dumnezeu care mi-a fost dat, eu ca un meșter zidar înțelept am pus temelia și un altul clădește deasupra. Deci părinții bisericii sunt cei care au fondat biserica, cei care au pus primii membri acolo în temelie și de asemenea cei care au ordinat primii lucrători acolo, primii care au dus mesajul Evangheliei. Este un lucru valabil, deschideți la 2 Corinteni, capitolul 1, atât pentru Tesaloniceni cât și pentru alții și acestea de fapt ar trebui să fie raporturile corecte între cei care sunt în slujbă, cu atât mai mult între cei care înființează biserica și cei care sunt copiilor spirituale. Spune 2 Corinteni 1 cu 13 și 14. Nu vă scriem altceva decât ce citiți și cunoașteți și trag nădejde că până la sfârșit veți cunoaște. Cum ați fi cunoscut în parte și acum spune ce au cunoscut în parte. Că noi suntem lauda voastră, după cum și voi veți fi lauda noastră în ziua Domnului Iisus. Normal, slujitorii trebuie să se laude cu membrii care i-au și membrii care sunt în biserică să se laude cu slujitorii. Asta în sens bun, nu în sensul de mândrie. Deschidem pentru aceasta și la 1 Tesaloniceni, capitolul 2, unde Pavel scrie în versetul 19 că cine este în adevăr bucuria sau cununa noastră de slavă? Nu sunteți voi înaintea Domnului nostru Iisus Hristos la venirea Lui? Finalul va fi în mod desăvârșit în sensul că atunci cei care au slujit își vor primi lauda și răsplata de la Domnul pentru cei cărora le-au slujit și de asemenea noi, biserica, în ziua Domnului ne vom putea lăuda cu cei care ne-au slujit în sensul că atunci vor fi răsplătiți și unii și alții. Deci haideți să ne prețuim unii pe alții și chiar să ne lăudăm înaintea Domnului și înaintea celorlalți, în mod pozitiv, repet, cu cei pe care îi avem. Numai dea Domnul să corespundă lauda aceasta, să fie pe drept, nu cumva să fie ceva fals. Dar în cazul lui Pavel și a Tesalonicenilor, lucrul acesta era real. Și ei se lăudau unii cu alții pe bună dreptate. Și socoteau că unii sunt cununa celorlalți. După cum, dacă niște copii au niște părinți deosebiți, copiii pot să se laude cu părinții. Și de asemenea, dacă părinții au niște copii deosebiți, părinții pot să se bucure de lucrul acesta. La fel este și în biserică. Să vedem așadar care erau colaboratorii lui Pavel, noi știm. Deja 1 Tesaloniceni 1 cu 1. Pavel, Silvan și Timotei către Biserica Tesalonicenilor. Se pare că acești trei au fost cei mai implicați în lucrarea din Tesalonic. Pavel, Silvan și Timotei. Deschideți și la 2 Tesaloniceni 1 cu 1. Aceiași trei scriu epistola, Pavel, Silvan și Timotei. Despre acest Silvan mai citim la 2 Corinteni 1 cu 19. Căci Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, care a fost propovăduit de noi în mijlocul vostru, prin mine, prin Silvan și prin Timotei. Deci Silvan a fost un predicator alături de Pavel și Timotei. Și mai scrie despre el în 1 Petru, capitolul 5. Dacă în mod normal este vorba despre același Silvan, el a colaborat și cu apostolul Petru, rezultă de aici. 1 Petru 5 cu 12, v-am scris aceste puține rânduri prin Silvan, care cred că este un frate credincios, ca să vă sfătuiesc și să vă adeveresc că adevăratul har al lui Dumnezeu este harul acesta de care v-ați alipit.
Deci un predicator și de asemenea unul căruia îi plăcea să scrie sau să transmită mesaje epistolare către biserici. Cât privește Timotei, noi deja am amintit de el în cazul bisericii din Filipi. Despre Sila am amintit iarăși la momentul potrivit, că a fost luat de apostolul Pavel în cea de-a doua călătorie misionară după ce s-a despărțit de Barnaba. Despre el știm că este un proroc și, vedeți, nu este precizat aici alături de predicator, cred că mai degrabă avea darul prorociei și al îndemnării și îi ajuta mult în lucrarea aceasta. Un altul apropiat colaborator al lui Pavel, e vorba de Tit, deschideți la 2 Corinteni capitolul 7, de la versetul 6. Pavel l-a folosit atât împreună cu el, cât și în a-l trimite singur sau împreună cu alții să îndeplinească anumite slujbe. Dar Dumnezeu, care mânghie pe cei smeriți, ne-a mângâiat prin venirea lui Tit. El a fost trimis în Corint într-un moment de criză, într-un moment greu și spune aici, de la versetul 13, continuăm, de aceea am fost mângâiați, dar pe lângă mânghierea aceasta noastră, ne-am bucurat și mai mult de bucuria lui Tit, al cărui duh a fost răcorit de voi toți. Deci Tit s-a bucurat că a putut să facă o lucrare de trezire între corinteni, care înregistraseră ei o vreme mai slabă. Versetul 14, și dacă m-am lăudat puțin cu voi înaintea lui, n-am fost dat de rușine, ci după cum în orice lucru v-am spus adevărul, tot așa și lauda noastră cu voi înaintea lui Tit s-a adeverit. El are și o mai mare dragoste pentru voi când își aduce aminte de ascultarea voastră tuturor și de primirea pe care i-ați făcut-o cu frică și cu tremur. Tit a putut să îndeplinească slujba aceasta printre corinteni. Întoarcem pagina și citim de la versetul 16. Avem aici o mențiune că Tit era de asemenea implicat în problema de ajutorări. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care a pus în inima lui Tit aceeași râvnă pentru voi, căci el a primit îndemnul nostru, ba încă stăpânit de o râvnă arzătoare, a pornit de bună voie spre voi. Versetul 19, mai mult el a fost ales de biserică să meargă împreună cu noi în această lucrare de binefacere pe care o săvârșim pentru slava Domnului și ca o dovadă de bunăvoința noastră. Și 23, astfel fie având în vedere pe Tit, care este părtașul și tovarășul meu de lucru în mijlocul vostru. Și apoi la epistola scrisă lui Tit, să mai deschidem, pagina 1172, aici vedem o însărcinare și mai mare a lui Tit, Tit 1 cu 4 și 5. Către Tit, adevăratul meu copil în credința noastră amândorora. Tit a fost un copil al lui Pavel care a ajuns să crească mare. Har și pace de la Dumnezeu Tatăl și de la Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, te-am lăsat în Creta ca să pui în rânduială ce mai rămâne de rânduit și să așezi prezbiter în fiecare cetate după cum ți-am poruncit. Deci Tit era un om pe care Pavel se putea sprijini să aleagă prezbiterea împreună cu biserica și să fie ordinați, am spune noi, vorbind cum este astăzi. Un alt colaborator, Ioan Marcu, cel de care s-a despărțit în prima călătorie misionară, dar despre care mai găsim scris în 2 Timotei, o foaie în urmă dați, în capitolul 4, versetul 11. Numai Luca este cu mine, Luca este un altul de care am vorbit de asemenea în Filipi, ia pe Marcu și adu-l cu tine, căci el îmi este de folos pentru slujbă. Deci se pare că, din nou, după câteva vreme, Ioan Marcu i-a slujit lui Pavel și l-a ajutat în această lucrare. Tot aici scrie în versetul 10 despre un alt colaborator pe nume Dima, din dragoste pentru lumea de acum m-a părăsit și a plecat la Tesalonic. Acest Dima a avut o vreme în care a slujit alături de Pavel și ceilalți, Colosem 4 cu 14, Luca, doctorul prea iubit, și Dima, vă trimit sănătate. I-am amintit pe aceștia să recunoaștem diferitele tipuri de oameni. Barnaba l-a luat primul pe Saul în misiune, dar Domnul a rânduit ca Saul, cel care a ajuns ulterior Pavel, apostolul Pavel, să crească la o măsură mai mare decât Barnaba. Și de la un moment dat îl întâlnim chiar din prima călătorie misionară, din Fapte 13, pe Saul, și de acolo este și numit Pavel, preluând acțiunea și ducând misiunea mai departe. Însă Barnaba a continuat și el să slujească, așa ca apostol. Ioan Marcu este omul de slujire, dar care a avut așa câte o paranteză, însă n-a fost abandonat. Timotei și Tit sunt poate cei mai apropiați de Pavel în ce privește calitatea lor de lucrători.
Sila a rămas un ajutor ca și un proroc. Tit și Timotei însă au crescut spre ceea ce credem că este apostolatul. Luca a ajutat, nu știu cât cu doctoriile lui, dar a trecut și el pe partea spirituală și a fost de ajutor. Dima însă este tipul lucrătorului care s-a pierdut. Vă amintiți-vă de unele mesaje care au fost aici să ne rugăm, pentru că diavolul ar vrea să producă și el căderea unora. Să nu se întâmple așa ceva și să nu se piardă nimeni. Și tot să rămână până în sfârșit și să fie răsplătiți de Domnul. Amin. Poate Silvan este tipul predicatorului care a rămas într-o zonă mai ascunsă. N-a rămas atât de frontal. Dar este cel care a predicat și este numit chiar, nu știu, pe bază de vârstă sau pe bază de calitatea slujirii în fața lui Timotei. Domnul știe asta. Deschideți acum la Roman 16. Avem aici o altă gamă largă de colaboratori a lui Pavel. I-am amintit mai întâi pe aceștia apropiați, foarte cunoscuți. Dar în Roman 16 scrie, de la versetul 1, vă dau în grijă pe fii visora noastră, care este diaconița bisericii din Kencrea. S-o primiți în Domnul. Apoi, versetul 3, Priscila, Aquila, tovarășii mei de lucru. Dar erau niște tovarăși care au lucrat doar într-un loc. Nu ca și cei care am amintit până acum, ei fiind din cei care au umblat tot timpul împreună cu el. Și uitați-vă apoi ce scrie aici de la versetul 5. Cât sunt amințiți și le dorește sănătate la toți. La Epenet, la Maria, la Andronic, Iunia, rudele sale și alții care sunt trecuți aici. Însă, la versetul 17 face o precizare. Vândem fraților să vă feriți de cei ce fac dezbinări și tulburare împotriva învățăturii pe care ați primit-o. Depărtați-vă de ei. Toți care am amintit până acum sunt cei care au rămas credincioși, cu excepția lui Dima, care s-a dus în lume. Dar mai există o categorie de slujitori cu care Pavel a avut de-a face și care l-au încurcat în lucrare. Amintiți-vă de un Alexandru, despre care citim în 2 Timotei 4 cu 14. Alexandru, căldărarul, mi-a făcut mult rău. Domnul îi va răsplăti după faptele lui. Dacă Alexandru acesta este cel din faptele apostolilor, a avut un început bun, dar a căzut și a fost un dușman lui Pavel. Aici tot pe pagina din stânga, 2 cu 17, și cuvântul lor roade ca gangrena. Și spune în versetul de mai sus, ferește-te de așa ceva. Din numărul acestora, deci sunt mai mulți, sunt Imineu și Filet. Deci a avut Pavel, dușmanii săi, cei despre care scrie în 2 Corinteni, mai pe larg, care dintre ei își ziceau apostoli, spuneau că sunt nespun de aleși, ba alții plecați de la Ierusalim. Aceștia au fost oamenii cu care Pavel a avut de-a face. Și astfel de situații le vom întâlni și astăzi. Vor fi unii pe care contăm mai mult și care au 5 talanți sau 10 talanți din partea Domnului, sunt ceilalți, să zicem ăștia din Roman 16, cu câte un talent fiecare. A ajutat și el fiecare cu ce are, măcar că Aquila și Priscila cred că au avut mai mulți. Dar acești colaboratori apropiați și dorea fiecăruia sănătate în parte și fiecare era de folos. Dar există apoi acea categorie de lucrători care cad, cazul lui Dima, și acea categorie de lucrători care rămân, predică. Dar vor fi niște dușmani a Evangheliei sau, cum aminteam noi din Filipeni, niște vrăjmași ai crucii lui Hristos. Cine fi astăzi Alexandru, Imineu, Filet? Vă las pe dumneavoastră să-i identificați. Deschideți acum la 1 Tesaloniceni, capitolul 2. Avem aici comportamentul acestor colaboratori al lui Pavel. Și am amintit despre ei pentru că scrie de comportamentul lor cum s-au comportat în Tesalonic. 1 Tesaloniceni, capitolul 2, de la versetul 1. Și toți frații care merg în misiune și tinerii care merg, că uneori avem dorință să-i trimitem, însă uneori le mai dăm așa de grijă, ca și la copii când pleacă la școală, să fie cu minți, ca nu cumva să fie compromisă lucrarea. Aici este un statut al celui care pleacă în misiune, dacă vreți. 1 Tesaloniceni 2 cu 1. Voi înși vă știți, fraților, că venirea noastră la voi n-a fost zadarnic. Deci pentru că atunci undeva unde mergem să nu mergem în zadar, uite cum trebuie să ne comportăm. După ce am suferit și am fost bajocoriți în Filip, cum știți, am venit plin de încredere în Dumnezeu nostru să o vestim Evanghelia lui Dumnezeu în mijlocul multor lupte. Deci plin de încredere și chiar dacă vor fi lupte. Și acum, căci propovăduirea noastră nu se întemeiază nici pe rătăcire, nici pe necurăție, nici pe viclenie. Versetul 5. După cum bine știți, niciodată n-am întrebuițat vorbe măgulite
ocrotitoare, nici hainele comiei, martor îmi este Dumnezeu. Deci nu merge nimeni în misiune sau să nu meargă cu gândul la bani, cu gândul la popularitate, cu gândul la distracție, cu gândul doar așa să iasă, să facă ceva. Versetul 4. Ci fiindcă Dumnezeu ne-a găsit vrednici să ne încredințeze Evanghelia, căutăm să vorbim așa ca să placem nu oamenilor, ci lui Dumnezeu care ne cercetează inima. Aici, când zice ca să nu placem oameni, nu în sensul că să nu placă fraților ce predicăm, ci în sensul de a nu plăcea firii pământești. Versetul 6. N-am căutat slavă de la oameni, chiar dacă într-o anumită măsură ar fi fost drept. Versetul 7. Dimpotrivă, ne-am arătat blânzi în mijlocul vostru, ca o doică ce își crește cu drag copiii. Astfel, în dragostea noastră fierbinte pentru voi, eram gata să vă dăm nu numai Evanghelia lui Dumnezeu, dar chiar și viața noastră, atât de scumpi ne ajunseserăți. În mod sigur iese o misiune frumoasă dacă te duci la niște oameni pentru care îți dai chiar viața dacă s-ar cere. N-a făcut și Domnul Iisus așa? A venit pe pământ să predice, dar dacă la gata a fost nevoie să-și dea viață, și-a dat-o. Ei, nu știu că, în mod sigur, acum nu ni se cere să ne dăm viața undeva în misiune. Dar poate ni se cere să plătim un tribut, poate ni se strică mașina. Poate mergem frații, nu ne plătesc, poate cineva vorbește urât de noi, poate cineva ne ia peste picior sau ne vorbește cum nu trebuie. Versetul 9. Vă aduceți aminte, fraților, de osteniala și munca noastră? Cum lucram zi și noapte ca să nu fim sarcină niciunea din voi și vă propodeam Evanghelia lui Dumnezeu? Vom vedea la biserica din Corint care a fost sistemul lui Pavel cu privire la activitatea fizică și la munca lui. Dar a fost în stare să facă orice. Versetul 10. Voi sunteți martori și Dumnezeu de asemenea, că am avut o purtare sfântă, dreaptă și fără prihană față de voi care credeți. Deci, să nu ne mirăm. Uitați-vă ce spune versetul 13. Dacă așa s-au comportat și o asemenea viață sfântă au avut, versetul 13 acum, de aceea mulțumim fără încetare lui Dumnezeu, că atunci când ați primit cuvântul lui Dumnezeu, auzit de la noi, l-ați primit nu ca pe cuvântul oamenilor, ci așa cum și este în adevăr, ca pe cuvântul lui Dumnezeu care lucrează în voi care credeți. L-au crezut că e cuvântul lui Dumnezeu pentru că cei care l-au vestit aveau un comportament ireproșabil, un comportament sfânt. E adevărat că tot timpul trebuie să ne silim, dar, spunea Domnul în rugăciunea sa, Tată, eu mă sfințesc pentru ei. Uneori pentru cei mici trebuie să fii mai sfânt decât se cere, mai atent, chiar dacă sunt unele libertăți care poate am putea să ni le luăm, dar pentru cei care sunt copii pe calea Domnului, nu putem să ne permitem orice. Continuăm de versetul 11. Știți iarăși că am fost pentru fiecare din voi ca un tată cu copiii lui. Vă sfătuiam, vă mângâiam, vă adevăream să vă purtați într-un chip vrednic de Dumnezeu care vă cheamă la împărăția și slava sa. Acesta a fost comportamentul misionar al lui Pavel și nu spune doar în dreptul lui, și în dreptul celorlalți care erau cu el. Deci să ne purtăm frumos când mergem în misiune. Și aici nu era vorba doar de o misiune de o zi sau două, stăteau cu lunile sau chiar cu ani. Dar cum să ne comportăm în rest dacă vrem ca o misiune să aibă rezultate? Cred că Domnul va cerceta biserica chiar în viitor apropiat pe linia misiunilor. Am văzut mai multe voci care simt așa din inima lor că biserica ar putea să susțină un misionar, doi, că ar putea să facă niște vizite, fie în localități unde nu este biserică, fie în zona Olteniei. Acum, care ar fi comportamentul acasă, dar tot cu gândul la misiune? Citim în capitolul 1, versetele 2 și 3. Mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, pe care vă pomenim necurmat în rugăciunile noastre, că și ne aducem aminte fără încetare înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru de lucrarea credinței voastre. Să porți în minte misiunea, să fii concentrat, să te preocupe și să te rogi necurmat pentru lucrarea aceea. Atunci are sorți de izbândă. Apoi 2 cu 17. Noi, fraților, după ce am fost despărțiți câteva vreme de voi cu fața, dar nu cu inima. Când te-ai prins să faci undeva o misiune, inima trebuie să rămână acolo, așa cum au făcut cu Livingstone. După ce l-au găsit mort în Africa pe genunchi, l-au adus și l-au mormântat alături de regii Angliei. Dar inima i-a dus înapoi și i-a mormântat-o în Africa. Au spus, inima a bătut pentru Africa. Inima să-ți bată pentru misiunea respectivă. Am avut cu atât mai mult dorința să vă vedem. Să ai dorința. Și oricum, dacă ți-e rugăciunea permanentă și dorința să-i vezi, vei căuta să te duci la ei cât mai degrabă și ori de câte ori poți. Întoarceți apoi, 3 cu 1. De aceea, fiindcă
Nu mai puteam răbda. Am socotit mai bine să fim lăsați singuri în Atena și m-am trimis pe Timotei, fratele nostru, slujitorul lui Dumnezeu, în Evanghelia lui Hristos, ca să vă întărească, să vă îmbărbăteze în credința voastră. Dacă nu poți să te duci tu, trimis pe altul, ca și cum ai avea copiii acasă. Tu trebuie să mergi undeva sau la servici, nu îi lași singuri. Îi lași în grijă la cineva, un om de încredere, să vadă de ei că sunt copii. Tot aici, de la versetul 10. Zi și noapte rugăm nespus să vă putem vedea fața și să putem împlini ce mai lipsește credinței voastre. Se preocupa de ei să crească. Ce le-ar mai lipsi? De ce ar mai avea nevoie? Ce ar mai trebui să-i sfătuim? Însuși Dumnezeu Tatăl nostru și Domnul nostru Iisus Hristos să ne netezească drumul la voi. Și din a doua epistolă, capitolul 1, versetul 4, de aceea ne lăudăm cu voi în bisericii lui Dumnezeu pentru statornicia și credința voastră în toate prigonirile și necazurile pe care le suferiți. Atât erau de marcați ei de lucrarea din Tesalonic, încât și față de alte biserici și când discutau cu alții, ei povesteau și spuneau, suntem implicați în Tesalonic și acolo este o lucrare bună pe care Domnul o face să crească. Chiar când de ceea ce discuți, vorba Domnului, din presosul inimii vorbește gura. Dacă trăiești pentru o lucrare, vei discuta de ea. Te va preocupa. Și versetul 11, tot în privința rugăciunii, că o lucrare nu poate fi susținută fără multă, multă rugăciune, de aceea ne rugăm necurmat pentru voi, ca Dumnezeul nostru să vă găsească vrednici de chemarea Lui și să împlinească în voi, cu putere, orice dorință de bunătate și orice lucrare izvorâtă din credință. Pentru ca numele Domnului nostru Iisus Hristos să fie proslăvit în voi și voi în El, potrivit cu harul lui Dumnezeului nostru și al Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Așa după cum Domnul a spus, să fie una din rugăciunile noastre permanente. Rugați pe Domnul să scoată lucrător la secerișul Lui. Rămână ca aplicație practică, morală, acest prim punct al studiului, rugăciunea noastră ca Domnul să ridice oameni de slujbă cu caracter local și caracter misionar. Oameni statornici care să rămână, să se implice într-o lucrare, că dacă trimitem noi pe cineva. S-a întâmplat uneori, am trimis undeva și când colo ne-a sunat de acolo, băi, n-a venit după programare. Atunci când nu te preocupă atât de mult o lucrare, nu că neapărat nu vrei să mergi, dar uiți. Dar unde îți place? Crezi că uiți? Dacă ați întrebat pe un microbist, vezi, poate a trecut meciul, s-a uitat că a fost și campionat. Păi nu uita asta, pentru că asta îl preocupă, îl interesează. La fel, dacă este din inimă acea dorință și acea chemare, se pot adăuga alți lucrători și alți lucrători la cei care sunt și să fie implicați într-o lucrare fixă, într-o anumită parte. Lucrare în care să se ducă, să aibă un comportament sfânt acolo, lucrare care să o susțină rugăciune și să facă tot ceea ce ține de ei, pentru ca cei de acolo să fie mântuiți. Cei de acolo vor fi lauda dumneavoastră și dumneavoastră veți fi lauda lor. Este ceva recunoscut. Îți iubești predicatorul prin care te-ai pocăit. Și alții sunt bine văzuți, bine doriți. Dar cei care s-au pocăit într-un fel prin tine, la care ai pus baza, vor rămâne pentru tine cununa ta. Și tu pentru ei vei rămâne bucuria lor și lauda lor. Să continuăm cu partea a doua, privind acum îndeaproape, după ce am discutat despre lucrători, în biserica din Tesalonic. Fapte, capitolul 17. Dacă la cei din Filip spuneam că în biserică sunt oameni temători de Dumnezeu sau oameni care nu le teamă de Domnul, dar Domnul îi aduce și pe unii alții în condiția de respect și de evlavie. Aici vreau să ne uităm la alte două categorii de membri care intră în biserică. Știți, în Matei 22 scrie că a adus să se umple o daie de nuntă, buni și răi. La fel se întâmplă în biserică. La fel a fost și în Filip. Uitați-vă în versetul 4. Unii din ei, adică din iudei, și o mare mulțime de greci temători de Dumnezeu, posibil prozeliți, adică convertiți la iudaism. Și multe femei de frunte au crezut și au trecut de partea lui Pavel și a lui Sila. Deci, o parte de oameni care vin în biserică vor fi oamenii morali, oamenii buni, oamenii deosebiți, la care
ne și așteptăm să fie niște buni credincioși, pentru că și în afară nu au fost prinși în știu eu ce stări grave de păcat. Oricum, păcătoși sunt toți oamenii, dar sunt oameni cu un respect față de Dumnezeu și cu o viață față de ceilalți oameni mult mai deosebită, mai morală, dar de asemenea în biserică vor veni oameni stricați. Ambele categorii trebuiesc educate și prin educația spirituală care li se dă, și cei răi și cei buni pot să devină oameni integri, oameni morali, oameni sfinți. Vreau să ne uităm la educația spirituală a celor din Tesalonic și asta vreau să gândim, nu știu cum se face că-și greu înregistrăm progrese spirituale. Dacă ar fi în biserică după ce venim la pocăință să fie așa niște clase, clase primare și să creștem așa treptat în cele sfinte. Nu știu fiecare dintre noi dacă ar fi, să zicem, să facem 8 clase. Fiecare, gândiți-vă pentru 10 secunde, cam în ce clasă ați considerat dumneavoastră că ați avansat și sunteți. Dar clasa 8 ar fi cei care absolv, ăștia ar fi apostoli. În ce clasă am fi noi? Educația spirituală pornea cu învățăturile primare, învățăturile de bază. Hai să citim în capitolul 1, 1 Tesaloniceni, versetele 5 și 6. În adevăr, Evanghelia noastră v-a fost propovăduită nu numai cu vorbe, ci cu putere, cu Duhul Sfânt și cu o mare îndrăzneală. Versetul 6. Și voi înși v-ați călcat pe urmele mele și pe urmele Domnului, întrucât ați primit cuvântul în multe necazuri, cu bucuria care vine de la Duhul Sfânt. Deci, evanghelizarea s-a desfășurat nu în condiții ușoare, în condiții grele, nu comparabile cu cele de acum, ci comparabile cu altele din vremuri de prigoană sau din vremuri de constrângere, cum a fost pe vremea comunistă, că prigoană n-a fost la noi, constrângere doar. În Evrei 6 scrie care sunt învățăturile începătoare. Și acum, vis-a-vis de clasa în care suntem, gândiți-vă dumneavoastră cum stăpânim problemele acestea. 6:1 Evrei. De aceea să lăsăm adevărul începătoare al lui Hristos și să mergem spre cele desăvârșite, fără să mai punem din nou temelia pocăinței de faptele moarte. Dar când după câțiva ani de pocăință iarăși spui fratelui, păi, eu nu mi-amintesc vreun caz, dar să zic, iar ai băut, sau iar te-ai supărat și ți-a lovit partenerul sau colegul, sau iar ai ajuns să înjuri într-un moment de izbucnire. Fără să mai punem din nou, cei care nu au trecut de faza asta sunt tot pe-a întâia. Și a credinței în Dumnezeu. La început sunt momente de îndoială. Să fie chiar așa, este, nu este. Dar dacă mai târziu a pus să te îndoiești, este un moment de slăbiciune, de copilărie. O fi? Măcar că sunt uneori astfel de ispite să, când e vorba să crezi sau să nu crezi. Învățătura despre botezuri, tot pe întâia, iarăși, despre punerea mâinilor, despre învierea morților, despre judecata veșnică, nu cred că este cazul acum. Lucrurile esențiale. În Fapte 17 scrie despre cei din Tesalonic că ei au fost învățați aceste lucruri elementare. 17:2. Pavel, după obiceiul său, a intrat în sinagogă, 3 zile de sabat a vorbit cu ei din Scripturi, dovedind și lămurind că Hristosul trebuia să pătimească să învieze din morți. Deci toate aceste elementare trec prin Domnul Hristos, hristocentrice. Și acest Iisus pe care îl vestesc eu, zicea el, este Hristosul. Frumusețea din Tesalonic și lucru care s-ar putea să lipsească acum, este acea prezență a Duhului în propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu. Dacă Duhul este cu noi, ne va însoți. Dacă e o măsură mai mică de Duh, n-avem de unde să prezentăm auditorului o măsură mai mare. Nimeni nu poate da decât ceea ce are. Aceasta a fost diferența majoră între evanghelizările care se fac astăzi. Dar efectul este foarte redus. Cred dat de absența Duhului Dumnezeu în lucrarea aceasta. După ce sunt puse noțiunile de bază, nu știu exact dacă
membrii bisericii ar veni la cateheză mai departe, ani de zile, convin cei care trebuie să fie botezați. Ei vin că se gândesc că altfel nu-i botezăm. Dar și mai departe trebuie să venim. Noi venim, se vede asta la slujbe, după cum venim sau nu venim. În Fapte 20 scrie aici că Pavel a mai trecut prin Tesalonic și i-a învățat mai departe. 21. Și a plecat în Macedonia, a străbătut ținutul acesta și a dat ucenicilor o mulțime de sfaturi. Apoi a venit în Grecia. Deschideți acum la epistole către Tesaloniceni, 1 Tesaloniceni 3:12. Domnul să o facă să creșteți tot mai mult în dragoste unii față de alții și față de toți, cum facem și noi înșine pentru voi. Tratează problema creșterii spirituale. Tot aici, 4:9-10. Și iubiți în adevăr pe toți frații care sunt în toată Macedonia, dar vă îndemnăm, fraților, să sporiți tot mai mult în ea. Și nouă, când am citit. Cât despre dragostea frățească, n-aveți nevoie să vă scriem, căci voi singuri ați fost învățați să vă iubiți unii pe alții, dar să sporiți și mai departe în lucrarea aceasta. Întoarceți și la 2 Tesaloniceni, 2 de la versetul 13. Noi însă, frați prea iubiți de Domnul, trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, căci de la început Dumnezeu v-a ales pentru mântuire. Acum versetul 15. Așadar, fraților, rămâneți tari și țineți învățăturile pe care le-ați primit fie prin viu grai, fie prin epistola noastră. Și în 1 și 2 Tesaloniceni, rețineți, sunt învățături din toate domeniile Scripturii. Aici scrie despre majoritatea doctrinilor din Biserică din Noul Testament. Uitați-vă o foaie în urmă, în capitolul 5, de la versetul 9, despre câte doctrine scrie, despre câte învățături. 5:9. Fiindcă Dumnezeu nu i-a rânduit la mânie, știți că unii sunt fiii mâniei, ci ca să căpătăm mântuirea prin Domnul nostru Iisus Hristos, care a murit pentru noi. Apoi, versetul 14. Vă rugăm, de asemenea, frații, o să mustrați pe cei ce trăiesc în eurânduială, să îmbărbătați, să sprijiniți. Versetul 19. Nu stinge Duhul. 20. Nu disprețuiți prorociile. Dacă n-ar fi versetul acesta, poate am spune că în Tesalonic nu erau proroci, numai la Corint. Dar și aici erau, dar doar pe scurs în punctat. Feriți-vă, cercetați toate lucrurile. Și Dumnezeu păcii să vă sfințească, cel ce va chema este credincios și va face lucrul acesta. Pavel îi învățase în toate domeniile pentru că dorea să crească. Dar sper că ați reținut faptul că el dorea să crească nu doar teoretic, și dorea să crească și în credință, dar și în dragoste. Finalitatea pocăinței noastre e a doua venire. Și spune în 4:13, un text care l-am amintit noi la mormântări, nu voi, fraților, să fiți necunoștinți pe cei ce au dormit. Orice credincios se gândește la final, cu ce se termină credința mea, ce câștig, dacă voi fi mântuit sau nu. Și Pavel a vorbit foarte mult despre a doua venire. Cred că dacă au ajuns să vorbească și de final, înseamnă că au vorbit toate până acolo, doar nu credem că Pavel a început să predice de la coadă la cap, cu Apocalipsa. Dacă și despre a doua venire au vorbit atât de mult, în mod sigur au vorbit despre toate celelalte lucruri necesare pentru ei. Pe lângă creșterea spirituală, lucrarea celor care au lucrat cu Pavel, pentru tesaloniceni a mai cuprins și un alt punct, întărirea în necazuri și ispite. Vedeți, noi ne adunăm nu numai să învățăm și să creștem, ne adunăm și să ne mângâiem unii pe alții, să ne rugăm unul pentru alții, să dăm un sfat cui se află într-o ispită sau cui se află în vreun necaz. Și tesalonicenii au întâmpinat așa ceva. 1 Tesaloniceni 2:14. Și-au întâmpinat așa ceva chiar de la începutul pocăinței lor. Căci, fraților, voi ați călcat pe urmele bisericilor lui Dumnezeu, care sunt în Hristos Iisus în Iudeea, pentru că și voi a suferit din partea celor de un neam cu voi aceleași rele pe care le-au suferit ele din partea iudeilor. Suferințe din capăt. Și întoarceți pagina, capitolul 3, de la versetul 1.
Fiindcă nu mai puteam răbda, v-am trimis pe Timotei. Cu ce scop? Să vă îmbărbăteze, să vă întărească în credință. Versetul 3. Pentru ca nimeni din voi să nu se clatine în aceste necazuri, că știți singur că la aceastea suntem rânduiți. Și când eram la voi, v-am spus mai dinainte că vom avea să suferim necazuri, ceea ce s-a și întâmplat, cum bine știți. Dacă ne-am fi oprit la necazuri, am fi fost sămânța a doua, căzută pe stânc. Câte necazuri nu întâmpină, frate și surorile? Recent m-a sunat un frate de la servici. Am o problemă deosebită. Rugați-vă Domnului. Și ne-am rugat și a fost un răspuns din partea Domnului. Am auzit de la celălalt capăt al firului spunând: Aleluia, Domnul mi-a dat lumină. Sunt probleme la servici, alții acasă. Probleme care le întâmpinăm și nu scapă nimeni de aceste necazuri. Rolul bisericii este și să ne întărim în aceste necazuri, să nu ne pierdem cumpătul. Să ne ridicăm unul pe altul, să ne rugăm unul pentru altul, să ne ajutăm unul pe altul. Versetul 5. Astfel, în nerăbdarea mea, am trimis să-mi aducă știri despre credința voastră, de teamă ca nu cumva să vă fi ispitit ispititorul și ostenirea noastră să fi fost degeaba. Deci nu-i un lucru de apucat sau să spui, a, sunteți slabi. Ci, dar știm că trebuie să trecem prin necazuri. Pavel a avut grijă asta. Nu cumva să cadă. E ușor lucru să cadă cineva într-un moment de criză spirituală. Dar să știți, nu-i cazul să dăm exemple, că fiecare știe. Dar sunt momente de slăbiciune în care numai poate auzi despre un frate și o soră sau chiar familia întreagă, numai vin la adunare. În momente ca acele trebuie cercetați, sprijiniți, ajutați. Că trecem ca oameni prin asemenea stări. Versetul 6. Dar chiar acum a venit Timotei de la voi la noi și ne-a adus vești bune despre credința și dragostea voastră, că păstrați totdeauna o plăcută aducere aminte despre noi, și că doriți să ne vedeți cum dorim și noi să vă vedem pe voi. De aceea, fraților, în toate strâmtorările și necazurile noastre am fost mângâiați cu privire la voi prin credința voastră. Acum, da, trăim, fiindcă voi stați tari în Domnul. Așa să facă Domnul și pentru noi. Amin. Să nu ne doboare necazurile și să rămânem în picioare. Un alt domeniu și ultimul care l-am amintit, pe lângă a pune bazele, pe lângă a-i crește în Domnul și pe lângă a-i sprijini necazuri, Pavel și ceilalți au trebuit să aibă grijă de tesaloniceni și le-au dat și lor în grijă asupra problemelor care se ridică. Oriunde vor fi stări de indisciplină, stări de abatere de la regulă, oameni neascultători, oameni care fac probleme. Citim aici în 2 Tesaloniceni, capitolul 3, versetul 4. Cu privire la voi avem încredere în Domnul că faceți și veți face ce vă poruncim. În biserică nu poți lua bățul la ei dacă nu te ascult. Doar avem încredere că ne ascultați. Versetul 6. În numele Domnului nostru Iisus Hristos vă poruncim, fraților, deci este ce poruncim în numele Domnului. Să vă depărtați de orice frate care trăiește neorânduială și nu după învățăturile pe care le-ați primit de la noi. Deci toată biserica este datoare să ia măsuri, să ia atitudine față de cel care nu respectă Scriptura și nu trăiește cuvântul lui Dumnezeu. De la versetul 10. Căci când eram la voi, vă spuneam lămurit, cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce. Auzim însă că unii dintre voi trăiesc în neorânduială, nu lucrează nimic, și măcar de-ar sta comins, ar dormi sau s-ar ruga dacă tot nu lucrează. Dar se țin de nimicuri. Îndemnăm pe oamenii aceștia și sfătuim să-și mănânce pâinea lucrând și asta încă în liniște. Versetul 14. Și dacă n-ascultă cineva ce spunem noi în această epistolă, însemnați-vi-l și să n-aveți niciun fel de legături cu el ca să-i fie rușine. Dar e foarte trist când se ia o măsură față de cineva și cel în cauză, dacă nu-i pocăit, va veni să se plângă la care îl întâlnește în cale. Ce mi-au făcut frații? Poate m-au spus să nu mai cânt sau poate frații mi-au spus că deodată nu mai pot să mă duc în misiune sau m-au mustrat pentru ce am făcut. Cum te vei comporta când vine așa la tine? Cum trebuie să comporte mama când vine copilul și spune așa m-a bătut tata? Ce frumos îi spun atunci? A, tata tău nu pricepe, e rău, e dur. Ce va învăța copilul? Dar în adunare ce se întâmplă?
Când unul ia măsură și îl dă cu neaua pe de-o parte și celălalt îl mângă pe altă parte. Și să luați o măsură dreaptă. Bine, să studiezi cazul, să știți pe ce e vorba dacă ești în competență. Dar să nu încurajezi răzvrătire. Atât îi trebuie la un copil. Și noi în credință ce crezi că suntem? Nu copii? Numai dă-i nas la Ivan că se urcă pe divan și nu mai poți să controlezi nimic. Versetul 15. Să nu socotiți ca pe un vrăjmaș. Dacă cineva a greșit, acum gata, îl catalogăm că e pierdut. Ci să-l mustrați ca pe un frate. Când vine la tine sau la mine, cu Duhul blândeții, cu toată îngăduința răbdătoare, nădejdea că Dumnezeu îi va da mântuire, cum spune la 2 Timotei 2. Dar nu se poate într-o biserică să nu se ia atitudine față de rău și față de păcat. Apoi o altă grijă. Uitați-vă aici în 2:2. Să nu vă lăsați clătinați așa de repede în mintea voastră și să nu vă tulburați de vreun duh, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă, ca venind de la noi, ca și cum ziua Domnului ar fi și venit chiar. Deci sunt oameni care vă abordează și chiar unii trimit prin poștă sau fel și fel de cărți de diferite învățături străine. Și Pavel iar le spune, păziți-vă de aceștia. Dacă noi spunem copiilor, păziți-vă de prietenii rele. Nu vă întovărășiți cu ei că știu eu umblă cu droguri sau cu lucruri rele și vă trag în lucruri care nu sunt bune. Spiritual nu trebuie aceeași grijă să spui să nu se întovărășească cu unul care nu este credincios, să nu-i asculte învățăturile. Știți în fapte ce s-a întâmplat în capitolul 17 când au venit iudeii? Dar iudeii care nu crezuseră de pismă au luat cu ei niște oameni fără căpătâi din mulțime, au făcut gloată, au întărătat cetatea. S-au năpușit asupra casei lui Iason și căutau pe Pavel și pe Sila ca să-i ducă afară din norod. Fiindcă nu i-au găsit, au târât pe Iason și pe o câțiva frații înaintea dregătorilor cetății și strigau: oamenii aceștia care au răscolit lumea au venit și aici. Și Iason i-a găzduit, ei toți lucrează împotriva poruncilor cezarului și spun că este un alt împărat, Iisus. Nu scapă biserica de dușman. Nu scapă turmele de oi, de lup, niciodată. Până când n-o să fie extirpate toate fiarele sălbatice. În funcție cu cel care răgnește ca un leu. Până atunci o să fie lupi. Și trebuie la turmă pază pusă. Și la berbeci care nu sunt cuminți, mai retezat din coarne și activități care țin de buna gospodărire a celor în cauză. 1 Tesaloniceni 1:3. Căci ne aducem aminte fără încetare înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru de lucrarea credinței voastre. Rețineți! 1. Lucrarea credinței voastre, deci credința. 2. Osteneala dragostei voastre, deci dragostea. Și 3. De tăria nădejdii din Domnul nostru Iisus Hristos. Cele 3 din Corinteni. Credința, nădejdea și dragostea. Deci s-au încet tot astea erau? Da. Astea 3 sunt mijlocul cărării neprihănirii, lucrurile de bază. Credința te cheamă în lucrare, te trimite în lucrare. Dragostea se ostenește, suferă și face așa mai departe. Și nădejdea te ține tare. Astea 3, trebuie să întâmple ceva cu ele. 2 Tesaloniceni 1:3-4. Trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi. Fraților, cum se și cuvine, pentru că credința voastră merge mereu crescând. Și dragostea fiecăruia din voi față de toți ceilalți se mărește tot mai mult. Și nădejdea, păi și ea de asemenea. Astea 3 sunt esența creștinismului. Dar astea 3 în creștere. Îți crește credință, crește dragoste, crește nădejde. Dacă cresc, înseamnă că își creștem și noi. Dacă nu cresc, înseamnă că e un handicap spiritual. Astea în creștere. O biserică activă care crește și intensiv și extensiv. Pentru că Tesalonic era un centru evanghelistic. Uitați-vă ce spune aici în 3:1. Încolo, fraților, rugați-vă pentru noi ca cuvântul Domnului să se răspândească, să fie proslăvit cum este la voi. Și întoarceți în urmă și în 1 Tesaloniceni 1:7-8. Așa că ați ajuns o pildă pentru toți credincioșii din Macedonia și din Ahaia. În adevăr, nu numai că de la voi cuvântul Domnului a răsunat prin Macedonia și Ahaia, dar vestea despre credința voastră în Dumnezeu s-a răspândit pretutindeni, așa că n-avem nevoie să mai vorbim de ea. Două lucruri cred că sunt importante. 1. De aici să meargă Evanghelia mai departe, dar și aici să se păstreze bună. Îmi spunea cineva dintr-un capăt de țară recent: vreau să vin până la voi la biserică.
ci că-s credincioși așa izolați, am mai văzut eu că sunt, am auzit că la voi toată biserica într-un fel vrea să spună el ceva. Are o mare importanță. Cum este privită biserica mare de la centru? Biserica în Tesalonic era ca un steag pe un munte de unde se vedea din toată Macedonia și Ahaia. De la centru să plece lucrători și la centru să rămână o credință bună și sănătoasă. Doamne, ajută-ne la asta! Dar nu vom putea să trimitem lucrători și să fim aici ce trebuie dacă nu avem credința în creștere, dragostea în creștere și nădejdea. Că așa au trimis ei lucrători în toată Macedonia și Ahaia, că iubeau pe toți cei din Macedonia și unde trimiți, pe te interesează de aceea, nu? Dacă ai pe cineva la țară, undeva dragi, părinții sau știu eu, le mai trimiți câte ceva. Dar dacă n-ai pe nimeni, nu trimiți, nu simți nevoia aceasta. Și ultimul punct, credința este finalizată la a doua venire a Domnului. Cum spune Petru, că veți avea ca sfârșit a credinței voastre mântuirea sufletului vostru. Doamne, ajută-ne să luptăm până la sfârșit. Dar uitați-vă aici ce spune în 1 Tesalonicen 4:1, încolo fraților, fiindcă ați învățat de la noi, cum să vă purtați să fiți plăcuți lui Dumnezeu. Noi așteptăm răpirea, zicem noi. Nu știm. Vine în generația noastră, nu vine. Dar pe cine răpește Domnul? Știți, Enoch a fost răpit că a fost plăcut Domnului. Dumnezeu și-a găsit plăcerea în el. Să fiți plăcuți lui Dumnezeu așa ca să și faceți. Și așa și faceți. Vă rugăm și vă îndemnăm în numele Domnului Iisus să sporiți tot mai mult în privința aceasta. Să sporim, să creștem până când va veni Domnul. Să ne mângâiem la gândul venirii Domnului, acesta să fie scopul nostru suprem. La Tesaloniceni, asta era o vorbă de bază, un subiect de interes. Vine Domnul. Noi pentru asta ne pregătim. Când nu te pasionează venirea Domnului, nu cred că te mai lupți. Când nu speri într-un final și într-o victorie, dar cine speră să câștige războiul, se ruptă cu toată inima. Măcar că, uitați-vă aici, nu pot să închei fără să amintesc din 2 Tesaloniceni 2. De la versetul 9 este o profeție pentru vremea de acum. Arătarea lui, adică a diavolului și a lucrărilor sale, se va face prin puterea satanei, cu tot felul de minuni, de semne și puteri mincinoase. Și la anticrist, om al fără de lege. Și cu toate amăjirile nelejuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării. Pentru că n-au primit dragostea adevărului să fie mântuiți. Din această pricină, Dumnezeu le trimite lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună. Pentru că toți cei n-au crezut adevărul. Deci rețineți, cine crede adevărul și crește credința, cine trăiește adevărul sub formă de dragoste și cine are nădejdea că vine Domnul, ăsta nu va fi afectat nici de rătăcirile ce vin la urmă. Credința, nădejdea și dragostea. Astea vor face din noi oameni gata pentru lucrare, ca să rămână ca un simbol al adevărului lucrarea de aici și să trimit într-o parte și alta săgeți spre teritoriile străine să fie câștigate pentru numele Domnului și scopul să fie, ce faceți? Ne pregătim, cât se poate atacăm în toate părțile și de asemenea îl așteptăm pe Domnul. Numele Lui să fie slăvit. Amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.